Bună seara tuturor! Sper că ați avut o zi frumoasă, probabil aglomerată, dar dacă ați deschis să ne urmăriți, înseamnă că un pic, un pic de energie sau cel puțin de curiozitate mai aveți. Nu o să vă fie foarte greu să vă prindeți că și în seara aceasta vorbim cu tinerii despre tineri, dar haideți să vă spun o chestie: că eu mereu am spus, dar încă lumea nu mă crede 100% că părțile cele mai faine care ar trebui înregistrate sunt înainte de emisiune și după emisiune sau pauzele. Și discutam noi un pic așa, mai în glumă, mai în serios, înainte de emisiune, cam ce ar interesa pe tine și până la urmă ce credeți așa, dintr-o dată ne-am hotărât ce subiecte abordăm în seara asta. Carieră, credință, căsătorie sau vedem ordinea în care le învârtim în seara asta. Important este să vă spun că îi am în studio pe Lemuel și pe Marcu. Așa sunteți voi. Suntem. Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să răspundeți la invitație. A fost greu, dar ați dat pie de o parte, da? Da. De obicei, în chestiile din astea unde apar tinerii, eu mă gândesc să nu încurcăm fetele prea mult. Știi? Adică ele să decide dacă stau și pentru ce stau. Tu cum ești din punctul ăsta de vedere? Din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău să vă anunț fetelor, dar Deja s-a întâmplat la mine minunea și bucuria. Așa că, dacă doriți să vă îndreptați privirile, la mai ce dreapta mea pe omul care merită toată atenția. Deci la tine pentru învățătură, dacă vor, pentru rugăciun, da. rugăciuni, da, cu visele s-a terminat, da? Tu, Marco? Probabil e astăzi o să vorbesc mai mult despre, nu știu, credință și carieră. Credință și carieră, <laughs> da, 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 Păi nu, se gândesc alții la căsătoria ta, asta Nu, n-ai prins așa ideea că vrea cineva să te însoare, să te cupleze, nu? N-ai auzit? Probabil, da Părinții, cum sunt la capitolul ăsta? Ești liniștit? No, Ești okay, da. okay, da? ok, da Deci încă doar la capitolul rugăciunii nu a început să discutești cu tine da. Acum ce se roagă ei, n-ai vrea să știi Dar e, e, e okay. da, aș fi curios Ai fi curios? Da, da, aș fi curios Să știi că dacă odată mă întâlnesc cu ei, chiar întreb cam de când se roagă pentru tine și ce se roagă Păi de ce nu-i întreb totodată? Uite, după emisiunea asta ai putea să spui Tata, mamă, eu fac un ceai, îți place să faci ceai? Dacă trebuie. Dacă trebuie. trebuie, trebuie așa, da, trebuie da, de Deci nu le ai cu bucătărie. Nu, nu, nu. nu, nu. Deci nu e vorba de plăcere. Bun, atunci, ce, cum ar fi să-i scoți în oraș? Ok, ar fi o idee. Ar fi o idee, dar e scump, am înțeles. <laughs> păi nu, <laughs> le spui din capul locului. Domne, vă scot la un ceai și la o prăjitură. Dacă aveți și alte figuri în cap, plătiți voi tot. <laughs> da, puteți să așa acasă, știu, sau într-un parc unde vreți. Acasă e cel mai bine, și, auzi, eu vreau să știu, nu dacă vă rugați pentru mine, că dacă îi întreb, dacă se roagă, îi jignești, crede-mă, știi? Uh -huh. Spui, uite, eu aș fi curios să aud o rugăciune care voi vreți să nu aud, sau nu mi-ați spus-o niciodată. Ce vă rugați voi pentru mine? Și poate pot să fie așa foarte specific, aș vrea să știu ce te rogi tată și mamă vis-a-vis -vis de căsătoria mea. Să vezi dacă au o listă ce îi cer domnului tare și atunci tu poți să spui, asta e bună, asta te o de pe listă, asta e bună, asta e tăiați-o de pe listă și vezi ce iese la final. Da? Mă gândesc că ei vor ce, ce e mai bine pentru mine și poate să fie un punct de referință rugăciunea lor pentru. Da, dar pot, ei pot să-ți vadă binele tău din perspectiva lor. Uh -huh. Și atunci. Eu, spre exemplu, sunt unui, unul din părinți care nu doresc copiii să facă exact ce am făcut eu și să fie ca mine. Eu am înțeles, eu în generația mea am făcut, nu-mi pare rău, bine, pentru greșeli îmi pare rău, dar nu-mi pare rău așa de felul în care mi-am canalizat viața, am investit timpul, energia, că așa a fost călăuzirea lui Dumnezeu pentru mine. Dar nu îmi doresc copiii să fie ca mine, ci să fie ca ei în generația lor, cum îi ajută Dumnezeu și cum îi cheamă Dumnezeu. Și eu mai am momente când mă gândesc că, uite, aici nu vreau să fac ca și părinții mei. Bine, în unele situații. Și... Da, 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 nu. Deci, ok, dar să știi că noi nu murim neapărat. Adică, hai să spun o chestie. Noi, părinții, suportăm ideea că Dumnezeu îi poate binecuvânta pe copiii noștri mai mult decât pe noi și îi poate, folosi mai mult decât pe noi și că pot fi mai deștepți decât noi, mai pocăiți decât noi. Deci să nu crezi că ne lasă inima dacă aflăm că într-o zi voi sunteți mai ceva ca noi. Doamne ajută! Amin! Bun, aveam o discuție cu, ca să nu dau prea multe, știi, cu băiatul nostru. Și am zis, băi copile, știi că el mai avea momente în astea când cumva și tata o să-ți dovedesc eu Chiar dacă nu o spunea, dar veneam în atitudine și am spus, bă, hai să regizăm ceva. Să presupunem că te folosește Dumnezeu în ce domeniu vrei tu, dar într-unul pozitiv, și toată lumea, CNN, nu și cu tare, toți sunt pe tine, știi? Zic, eu o să stau și eu pe acolo într-un colț și în caz că unul întoarce camera înspre mine, numai tot o să zic. Ia meu! Așa foarte smerit. ce, mi, mi rușine că... Bun, legătura voastră cu biserica. Da, legătura mea cu biserica a început încă de când m-am născut, pentru că părinții mei uh, sunt întorși la Dumnezeu uh, Fac parte într-o biserică pentecostală. am crescut într-o biserică pentecostală și am început să slujesc destul de devreme uh, în Ce de... înseamnă slujire? Păi la început, chiar prima mea slujire a fost în departamentul media Eram la laptop, schimbam acolo versurile la cântări, puneam versete. Și atunci copilași fiind? Aveam vreo 10 ani, cred. A, ah, o mărișor, da, da. Și ani. te simțeai un pic important cât dai tot pe butoane. Îmi dădeam seama de importanța mea atunci când veneau oamenii la mine și o dădeam în bară și mi spuneau cât de mari greșele am făcut, pentru că biserica în care am început a fost o biserică mare, de vreo 600 de persoane, și simțeam o responsabilitate parcă prea mare pe o. Cu aprecieri n-au prea venit pe la tine. Nu tare. Da, nu, nu, ca să nu. Stic, să nu mă mândresc. Să nu te mândrești, da, ai prins ideea asta, da, să nu se îngânfe că mândria merge înaintea căderii, dar cum era o virgulă pac, atunci erau câțiva. Super. Dar da? pentru binele meu. Era. Pentru binele tău, da, și. E bine, ai rezistat. Mai șase eu e o chestie, ți-au demonstrat că reziști. Deci da. cu laptopul, da? Acolo am început, am continuat încercând să intru în fanfară. Hmm. Am încercat de vreo două, trei ori, am la, la trombon sau la ce? La trompetă am vrut. Da, nu, că la trombon sunt prea mulți. Deci... Da. Și am ieșuat lamentabil. Și după ce am văzut că trompeta nu merge, m-am uitat și am văzut că în biserică era un singur set de tobe. Și am zis, ok, trompete sunt vreo 40. Wow. Un singur set de tobe, oare de ce încerc să fiu <laughs> în partea cealaltă? Și mi-am pus toată atenția pe tobe. Și acum 10 ani am început să învăț la tobe. Și în momentul de față, Asta e slujirea mea principală în biserică, în departamentul muzicii, cântând la tobe și îmi place să cred despre mine că sunt un om disponibil și până la urmă, dacă este nevoie de ceva în biserică, sunt dispus să fac. Când la tobe, nu bați la tobe. Da. Încerc să cânt. Da, 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 da ok, e o mare diferență între a bate în tobe și a cânta la tobe. Încerc da. să cânt. Da. Cântă bine la tobe. Cântă bine. Da. Ție îți place? Da. O, super, dacă ție îți place. Voi sunteți prieteni sau? Da. Ok, bun. Experiența ta cu biserica? Păi, legătura mea cu biserica a început la fel de mic și am început să mă implic la fel destul de tânăr. Eu am început să fac pian și am început să studiez muzica. Am văzut că tu stricai laptopul. <laughs> <laughs> Poate fi și asta o chestie, știi? De? Cum am început să studiez muzica, mi am găsit cumva locul în departamentul de laudă și de închinare. Da, ai vrut tu să studiezi muzica sau părinții? am început de la șapte ani așa. și când ai șapte ani, cam greu să iei tu singur decizie, așa că părinții. Părinții m-au îndrumat. Au uite lumina că ție îți place muzica. Da, da. da și da. eu fost Lumină o bună. alegere foarte bună. Da. Încă și acum sunt foarte pasionat de muzică. Și... Asta e bine, bine. am început de mic să, slujesc și pe parcurs anilor, pot să zic că slujirea și biserica m-au învățat foarte multe lucruri vin dintr-o biserică penticostală și iar la Cluj, eu sunt student la Cluj, mm -hmm. la matematică și informatică, acolo frecventez o biserică baptistă. Ce pot să zic că Slu slujirea pe care am făcut-o aici, acasă, m-a ajutat foarte mult să mă implic în alte orașe sau parcă am reușit să mă integrez mai bine. Ai este... avut ceva comun cu cineva exact. De acolo, da. Exact. Bun, ce vă aduceți aminte, în afară de încurajările alea, ce ți aduce aminte așa plăcut din biserică? Amintiri plăcute de când eram mic. Una dintre ele ar fi că, la puțină vreme după ce am început să fiu la laptop, încă frecventam școala duminicală, în duminicile în care nu eram la laptop, și a început să se fac un concurs biblic, se numea Talentul în negoț uh -huh. și pentru mine este una dintre cele mai frumoase amintiri Pentru că am avut ocazia să fiu într-un context plin de Cuvântul Lui Dumnezeu În care să te deau și premii dacă știai Și a fost super pentru că am călătorit în multe orașe, au fost multe biserici implicate Și fără să-mi dau seama, într-un mod destul de interesant și amuzant pentru mine Ca și copil, am învățat Cuvântul Lui Dumnezeu Care s-a dovedit mai târziu că mi-a schimbat viața Deci ideea că ai călătorit și nu știu ce, înseamnă că ți s-a întâmplat deseori să știi. S-a întâmplat și să știu, da. Bun, dar cum, cum faci? Bagi Biblia Supernă? sau cum? Am încercat și cu Biblia Supernă Da? Și? Nu a funcționat. Da. Adică te doar un pic capul mai tare dacă... Da, niște dureri la mușchi ăștia da. La cât... <laughs> da. <laughs> păi, studiul meu pe vremea aia consta în a citi anumite cărți din Biblie în mod repetat, în a o pune pe mama mea sau pe tatăl meu să se uite și ei peste cărțile din Biblie, să îmi pună anumite întrebări, învățam anumite versete pe de rost. La un moment dat am avut chiar, zic eu așa, marea dorință să învăț o carte din Biblie pe de rost. Am luat una din 12 versete. M-am lăudat după aia că știu o carte din Biblie pe de rost. E ceva acum, și aici e ai să alegi înțelept, da? Da. Și cam asta, cam în asta consta. Și discuții cu, chiar și cu Marcu, că împreună am fost și acolo și cu alți tineri și așa învățăm, tot discutând și... Da, deci sunt și chestii plăcute, da? da. O să vin și ale alea mai puțin plăcute să vedem dacă... Suntem la chestii plăcute. La, la plăcute, la plăcute. <laughs> începem cu pozitiv, așa să începem. Ok. Um, momentele plăcute pe care mi le amintesc din timpul slujirii, îi să văd că prin slujirea noastră pe care o făceam, reușeam să atingem inimile oamenilor. Și cred că până la urmă asta e scopul nostru să-i aducem mai aproape de Dumnezeu și prin intermediul nostru, cel puțin a, a cântării, Dumnezeu să le vorbească. Și, nu știu, pentru mine asta a rămas mă... Aveai o satisfacție așa. Dar cum îți dădeai seama că i-ai slujit totuși pe oameni? I-ai atins? Asta e o întrebare grea. Dar... <laughs> Aveai tu totuși un, un, sentiment. Vedeai, Vedeai un feedback, nu? vedeai un feedback și după aia vedeai că începe să schimbe trailerul, trailerul și totuși încep să primească cuvântul lui Dumnezeu. Iar când un om începe să primească cuvântul lui Dumnezeu, asta se vede. Bun, acum nu trebuie să spuneți voi tot, dar hai că mai încerc să câștig și eu. Să zicem că voi sunteți tineri în biserică, dar și nu vă place ceva. Cum îmi dau seama că nu vă place? Ce faceți dacă nu vă place? Păi sunt mai multe feluri în care putem să ne strâmbăm în primul rând Putem să începem să lipsim de la biserică Putem să, dacă avem așa mai mult tupeu, să începem să scriem mesaje la unii la alții Bun, de asta vă aduceți voi telefonul, să vă încurajați la dragoste și la Da? Deci voi în lumea voastră, eu în lumea mea Să ne răzvătim Sau, dacă, poate dacă ne înțelegem bine cu unii dintre conducătorii bisericii, să mergem și într-un mod frumos să încercăm să ne spunem problema. E, e cum ar fi modul ăla frumos să îmi spuneți mie o chestie? Ai început, vreau să continui. Îi <laughs> <Ei> se pare <laughs> cam greu, știi ce zici tu, dar... E dificil, destul de dificil. Probabil că aș merge și aș face ceva de genul. Frate Yoga, fiți binecuvântat. Așa, da, da, da eu deja... <laughs> aș încerca să o îndulcesc cumva. A fost Ați un predicat foarte frumos. Da, predicat a fost foarte frumos. N-am auzit nimic. Da, uh... Prima parte și ultima mi a plăcut foarte mult Introducerea și încheierea <laughs> Corect Și apoi aș încerca să spun că uh, Mai puteți lucra la parte de <laughs> <laughs> Nu, că problema nu e cu predica Aș zice tipul ăla de la tobe Pe mine mă încurcă tare mult Pentru că știu eu, să zicem Cântă prea tare, da un exemplu și apoi așa aștepta un răspuns din partea noastră. <laughs> un răspuns practic, dacă se poate. Da. De. Apropo de chestia asta, să știi, pe noi ne am învățat la școală, dar nu nu s-a prea prins de noi. Erau mai multe teorii despre un mesaj bun, știi? Hmm. Și una din ele era o introducere foarte faină, o încheiere foarte faină și puse cât mai aproape una de alta. <laughs> deci asta e pe verificate, știi? Da. Bun, deci alte idei? ca să discuți cu cei din conducere? Să mai... Probabil poți să mergi să-i întrebi, să le ceri părerea. Ce spuneți dacă s-ar întâmpla asta? Și aștept să vezi feedback-ul lor. Și în funcție de feedback-ul lor, îți dai seama dacă poți să mergi mai departe sau totuși să nu insisti cu ceea ce vrei să schimbi. Păi, hai, hai, să schimbăm un pic aici, voi aveți rețineri. Uite, asta, asta deja e o problemă pentru mine, că voi aveți rețineri, că voi vă gândiți că cineva se uită și face presupuneri că să vorbiți despre nu știu biserică. Noi vorbim generalități. Da. Să presupunem că te duci în oraș să mănânci o mâncare, da? Și nu-ți place mâncarea. Cum îi transmiți asta bucătarului? Păi, mi-a spui. <laughs> <laughs> a, voi sunteți așa mai pe direct, nu? Eu zic că depinde. De exemplu, dacă merg și încerc ceva nou-nouț, ce pentru mine, știu eu, e o chestie care mi s-a părut interesantă acolo după ce am citit ingredientele și nu-mi place, probabil e o problemă la mine, nu la mâncare. Mm. Probabil e o problemă la modul în care am înțeles-o că ar trebui să fie. Până la urmă, bucătarul poate și-a făcut treaba cum trebuie. Și atunci stau să mă gândesc mai întâi, nu e problema mea? Asta e profundă. Chiar gândești, știi? Asta e profundă. Asta e profundă. Să spun de ce. Uite, eu mă gândesc tot la mine, îți dai seama, nu la voi. Că dacă voi gândiți ca mine, înseamnă că gândiți bine. Dacă nu, da, logica e simplă. Eu mă gândeam la următorul aspect. Cântați voi cu grupul de închinare, de laudă, cum vrei să zici, da? mie îmi place sau nu îmi place? E una. E relativ. E relativă. Dar dacă eu îmi permit să spun că nu ați cântat bine Trebuie să ai și argumente Ar trebui să am și argumente, dar m-am gândit așa Dar ce mă califică pe mine să spun că voi n-ați cântat bine? Care? În afară de faptul că sunt afon oh. Dacă așa se pune problema, mai dificil Nu, poate nu așa se pune problema <laughs> Dar dacă eu, dacă eu nu am competență în domeniu da. Cum pot să spun eu că ei n-au cântat bine? aș putea spune că n-au cântat pe gustul meu. Asta nu mă poate contrazice nimeni. Dar să spun că nu ai gândit la bucătărie, cum ai zis tu. la poate e master chef. Adică e cel mai tare în domeniu. A, că nu-i mâncarea pe gustul tău sau cum te-ai așteptat tu, că ți-ai imaginat din ce ai citit. Știi că e foarte important ce scrie. Deci, n când te duci la anunți și unii își afișează meniul. Deci, ți se pare că o să mănânci niște chestii din astea, până urmă, tot o bucată de brânză sau ceva, numai că i-o dată alte denumire, știi? Nu. Și atunci am zis, mai fii atent, noi fără să ne dăm seama, noi devenim arbitru în bucătărie, în arta culinară, noi devenim arbitru în muzică, păi până la urmă noi devenim arbitru și în relația cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu mă iubește, știi că eu percep altfel, dacă nu sunt atent, eu devin arbitru în relația cu soția, știi? Ea nu, sau soția spune, el nu mă iubește. Dar nici nu știi pe... Da, deci atunci, dacă eu mă gândeam așa, că poate o altă variantă ar fi din asta, mai pe semi-direct, să-l întreb pe bucătare, nene, ma tale, ai mâncat -o, dat o una din asta? <laughs> adică ție ți-o place? Nu știu, așa că dacă m-ai pe mine, frate, chestia asta ți-o place sau crezi că ne-o place nouă, știi? Că dacă zic, băi, eu n-aș rezista la așa ceva, tu zici, nici noi? <laughs> nu știu, asta este, da. Dar, bun, de deci, ce fain, speranța noastră este că dacă nu revine Domnul Isus, deci dacă revine Domnul Isus, e bine, dacă nu revine iarăși, e bine, voi veți fi în biserica de mâine, tineri și activi, o să fie mari diferențe între biserica de azi și biserica de mâine? Dacă. În bise... între biserica noastră și a voastră. <laughs> Așa, da. <laughs> Eu cred că deja la vârsta noastră facem parte din biserica de azi. Corect. Care e o combinație între biserica dumneavoastră și biserica noastră. Și schimbările care o să fie, nu cred că o să fie chiar atât de majore, pentru că dacă rămânem lângă Dumnezeu, doctrina o să rămână asemănătoare, învățăturile, el, da? ar fi bine să nu se schimbe prea mult, învățăturile din nou, promisiunea lui Dumnezeu nu se schimbă, Biblia rămâne... Nici diavolul nu se schimbă. Nici diavolul nu se schimbă. Probabil că modul în care o să fie împachetată o să fie poate un pic mai diferit, mm -hmm. dar esența rămâne aceeași un pachetate distribuite. Da. Așa, da. Bun, o să vedem noi cum mai e cu biserica și cu toate astea, că la început am zis că vorbim despre credință, vorbim despre Căsătoria. căsătorie, căsătorie. Aleluia. Aleluia. Aleluia și vorbim despre carieră. 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 Bun despre credință. Voi ați avut neapărat un moment special în care ați hotărât o relație personală cu Hristos? A fost un proces? Cum a fost la voi? În cazul meu a fost un proces care a dus la un moment în care am decis că vreau să am o relație personală cu Dumnezeu. Părinții te-au ajutat cu ceva? Da, păi ei, ei au fost exemplul meu de acasă și care au avut de face foarte mult cu, cu decizia mea. Deși aveam nu, 10 ani, chiar țin minte perfect, că înțelegeam exact ce se întâmplă. Și eram într-o tabără, și, uh, și faptul că am fost izolat de ce se întâmplă acasă, și au fost zile în care am putut să menționăm mai mult la, la Cuvântul lui Dumnezeu, chiar m-a făcut în ultima zi să. Chiar dacă am, am, am crescut în biserică, mi-am dat seama că e important să încep o relație personală cu Dumnezeu. Și pot să zic că a fost un proces care a dus la acest lucru. În... O, o, o să întreb chestia asta, pentru că pentru mine a fost greu să pricep, nici acum nu știu dacă pricep 100%, dar încerc. Ce e așa de special în tabără? Adică ce ți se spune diferit în tabără de biserică? De în tabără, dintr-o dată te-o captat și nu știu ce. Nu e nimic diferit, dar faptul că ești izolat de viața de zi cu zi, cred că asta ajută foarte mult. Chiar am văzut, am văzut mulți tineri care în, biserică puteai să-i atragi foarte greu și să ajungi la inima lor foarte greu, în tabere se întâmpla ceva miraculos și deja de la 3 a patra zi începeau să se schimbe. A, e bună asta, a treia, patra zi, deci se da. să avem răbdare, da. <laughs> și și eu am stat să mă întreb, de ce în tabere tinerii se deschid mai ușor? Și nu știu, cel, cel puțin părerea mea e faptul că ești izolat de ce se întâmplă acasă și stai în prezența lui Dumnezeu nu știu, fără să te distragă altceva. Dar când te duci în tabără, te duci setat pentru ceva spiritual sau te duci mai relaxat așa pentru... Cum motivele pot să difere? <laughs> Ia, să auzi. Important e că ajungi în tabără. <laughs> să scapi mea. de părinți, da, poate <laughs> da. fi unul, da. Un motiv e că să scap de părinți, absolut. Da, Altul poate să fie că vrei să îți creezi noi prietenii. Poate prietenii pe care ai în timp ce ești acasă, la școală și în anturajele în care te învârți, nu sunt chiar cei mai buni. Și îți dai seama că vezi la tine anumite lucruri care n-ar trebui să fie și stai și te gândești, ok, cum aș putea să-mi fac prieteni creștini. Că dacă mă duc la biserică și stau liniștit în timpul programului și ascult o cântare bună, mă rog, ascult o predică, nu o să devin prieteni mai buni cu Marco. Și atunci caut o soluție. Și cred bun, că și neapărat să... cei din biserică toți sunt... Uh... Nu neapărat, dar trăim cu idealul ăsta, cu speranța că cei din biserică sunt. Speranța mare, ultima. Da, sunt ce trebuie. Bun, deci tu la 10 ani ai putea să spui că ai luat o decizie pentru relația ta cu Dumnezeu? Da. Și când te-ai botezat? La 17 ani. Și de ce 10-17? Aici sunt mai mulți factori. Da, avem timp. Cel puțin, cum făceam parte dintr-o biserică pendicostală, Uh, tradiția, pot să spun, sau istoria, în istorie nu se prea găseau tineri care să se boteze așa de vreme. Cel puțin ce ține -o minte și și când eram mai mic, începeau de la 20 de ani în sus, 21, 22, 23. Și pot să zic că, nu pot să zic că e un minus, dar în cazul meu a fost, că nu se punea accentul asupra botezului de către cei din conducere, nu le spuneau celor adolescenți cât de important e botezul. Și se prindeau destul de, de târziu. Și, uh, am fost într-o tabără în care. Iar cu tabără. Acum așa s-a numerit. A predicat un frate, Adi Tămaș, și chiar în toată tabără, a, a, tot timpul aducea aminte cât de important e să te botezi și importanța botezului. Și țin minte că în tabără aia m-am decis când ajung acasă, vreau să mă botez. Deci una a fost decizia pentru Hristos și alta decizia pentru botez. Da. Exact. Și după aia mi-am dat seama că am și pierdut ceva timp, că puteam să mă botez Bun, mult da, Bun, în, dar în biserica de mâine unde să conduceți voi, așa o echipă tare, la ce vârstă o să-i botezați? Nu e, nu e vorba de o vârstă aici. Nu? Nu. <laughs> păi o să-i luăm frumos să povestim cu ei. Dacă omul are 15 ani și la 15 ani înțelege ce înseamnă o relație... În mare, deja e bine. Dacă înțelegeți ce înseamnă o relație cu Dumnezeu, e și mai bine, dar nu știu, nu cred că trebuie neapărat pusă o limită cum era înainte, să zicem 20 de ani, mai demult acum mm -hmm. 20 de ani. Probabil, Probabil. au fost sau... 20, după aia au fost 18. Și... Bun, acum erau unii care împlineau vârsta și nu se maturizau da, niciodată, da. și erau alții care, pe multe motive, familie, conjunctură, la la priveau cu mai multă maturitate înainte de vârsta maturității. De asta nu cred că pot să fixez o regulă, ce trebuie să iei fiecare caz în particular. Dar acum, ca să o ziceți voi, să nu zic eu, să se supere pe voi, nu pe mine, este vreo diferență între gândirea la 12 ani și 18 ani? Da, evident. Este. <laughs> adică dacă n-ar fi iar eu problemă, <laughs> Este. este Bun, deci decizia pentru Hristos, decizia pentru botez? Da, Mă gândeam cum a fost la mine. Într-o tabără? La mine n-a fost într-o tabără. Așa. cred că aveam vreo 13 ani, 12, 12 sau 13 ani, și cum vă posteam mai înainte, mi-am dat seama că anumite comportamente de ale mele seamănă prea mult cu ale colegilor mei, și probabil că ar trebui să e schimb ceva. Era evident? Mai Nu pentru mine, dar ce da. să fie pentru familie, pentru da. mamă, pentru tata, și atunci. Ok, m-au făcut să înțeleg. Așa, finuți? <laughs> finuți, finuți, că ceva nu e în regulă. Și a venit o seară în care stăteam și urma să mă culc, stăteam în pat și mi-am dat seama că chiar e o problemă la mine și m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, chiar vreau să-mi schimb viața, chiar vreau să îți dau viața mea ție și chiar vreau să faci ceva cu mine, pentru că modul ăsta în care să acum nu-mi place. Vreau să fie ceva frumos viața mea, vreau când se uită ceilalți sau când mă uit eu în primul rând sau când se uită el, să vadă lucruri frumoase. Și cred că ăla a fost momentul în care eu m-am întors cu inima spre Cristos și am dăruit-o. Și botezul a venit doi ani mai târziu. Și la mine e mai mică diferența de timp, pentru că la un moment dat ceva frate predicator, nu mai țin minte sigur numele lui, spunea că botezul de fapt este momentul în care tu te dai mare în fața celorlalți cu Dumnezeu. Și când am auzit... Ți-a făcut -a ideea. Ai, am zis, ok, oricum, la vârsta aia îți place să, te, să te dai mare cu orice ai. Și am zis, ok, hai să mă dau mare cu Dumnezeu, de ce nu? Așa că, la 15 ani, m-am botezat. Și de atunci a tot te lupt să se dea mare și Dumnezeu cu tine. Alt. <laughs> nu, e, e ușor sau nu e ușor? Um, nu ce e, se, ce nu se e schimbă ușor. când te botezi? Poate asta e o întrebare a celor din biserică. Ei îl iubesc pe Hristos, cred în Hristos, citesc Scriptura, sunt faini. Ce se întâmplă când te botezi? În afară de faptul că te dai mare cu. Da? Apar mai multe dificultăți, probabil. Da? Nu, nu probabil, sigur apar. 100%. De exact, da. <laughs> deci, ca în cazul Domnului Iisus Hristos, după botez vine ispitirea? Da. Eu, eu așa zic. Adică, ce, cel, cel puțin în cazul meu, așa a fost. Și în cazul meu. Parcă cel rău se lupta și mai puternic ca să te doboare, mai ales după ce te botezi. Da, dar botezul da. este la modul cel mai simplu, a spune un alt pas în ascultarea mm -hmm. de Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, trebuie făcut și viața mm. continuă în normalitate. Hai că lui, tot acolo îi stă inima, știi, cu <gri> cariera <gri> căsătoriei, știi? Da. Ce sfaturi da. ai, da? Așa acum să mă de căsătorie? Eu. Da, da, el, înainte de căsătorie, dai un sfat, așa, prietenesc. Mai. Un sfat prietenesc. Uh, Roagă-te. <gri> cel puțin la mine funcționat foarte bine, de la vreo. Dă-i așa mă rog. prietenește detalii, ce se roage, roagă-te Roagă-te tot De exemplu, eu m-am rugat ce culoare să aibă părul nevestei mele Bine, eu zic, nu, nu ca un exemplu pozitiv, dar în sensul că Păi asta a fost experiența ta La mine a funcționat Și a funcționat? A funcționat, da. Da. Și mai mult decât atât, cred că cel mai important e să fie o fată care să-L cunoască și ea pe Dumnezeu Că dacă nu trageți în aceeași direcție, e complicat Și care a fost prima rugăciune? Părul fără sau fără? Nu mai știu sigur. Nu, și că au fost complex, așa, și rugăciunile, ca să nu fie monotone, se mai schimbă de la o seară la alta. Bun, haideți să presupunem. Da. Tu te-ai rugat așa pentru că Dumnezeu ți-a pus în minte să te rogi așa? Adică preferințele tale pentru o fată puteau să fie doar egoismul din tine sau putea să fie chiar voia lui Dumnezeu? Legat de anumite părți, e clar voia Dumnezeu și legat de Alte părți din rugăciune e clar ceea ce îmi place mie ca om. Și cred că nu e nimic greșit în a-i spune Dumnezeu ce îți place ție. Până la urmă, el ne-a dat liberul arbitru, nu? O cum, și oricum, el oricum știe. Și da. știe, da. Deci eu mă gândesc la două variante. Varianta în care tu îi spui să fie roșcată, să fie așa, să fie așa și tu îi spui în detaliu toate chestiile astea, ceea ce înseamnă că e bine că știi ce vrei. Da. Și tot te gândești așa cu inima strânsă. Bă, oare nu se supără Dumnezeu? Că și Domnul spune, dar nu, nu eu ți-am dat ideile astea. Adică de asta ți-am dat eu ideile astea, că ți-am pregătit-o pe aia și să nu fii surprins. Da. Tu poți să-i spui preferințele tale și să spui, Doamne, acum să ne înțelegem, astea sunt gusturile mele, dar dacă tu ai ceva mai bun. Exact. E ok, adică mă sacrific, da? Deci rugăciune, <laughs> să știe el ce vrea omenește vorbind, nu? Da. Și poate ar mai fi... Uh, să fii un om deschis. Poți să întreb ceva pe lemi? Poți, poți, că doar nu știu. Ce zici, domnul, ți-o pregăti fata sau... Ți-o și zis că gata, asta e pentru lemii de mult timp sau o, o, o trebuie și tu să cauți? Sau... Oh, asta e o întrebare interesantă. Mă las să-i răspund eu. Liniște. Și până te gândești. Mulțumesc frumos. Da. Deci, fii atent. Eu am convingerea mea vis-a-vis -vis de călăuzirea lui Dumnezeu pe viața de familie. Da? Ca să nu discutăm acum teologie, hai să te întreb un lucru. Te iubește Dumnezeu? Da. Poți vorbi deschis cu Dumnezeu? Da. Crezi că Dumnezeu se pricepe un pic la căsătorie? Da. Bun. Și acum plecăm pe ideea sugerată de el, deși n-a dezvoltat-o, Dumnezeu îmi dă libertatea să aleg, da? Deci, teoretic, în Biblie există la prima vedere, o singură condiție impusă de Dumnezeu pentru căsătorie. Care ar fi? Să fie în Domnul. În Domnul. Ce înseamnă asta? Două persoane născute din nou. Practic, nu se vorbește de confesiune, nu se vorbește de două persoane născute din nou, da? Asta poate însemna înălțime diferite, kilograme diferite, vârste diferite, până la urmă, două persoane născute din nou. Nu poți comenta nimic nici la culoare, nici la mofturi, nici la. Două persoane care au experimentat transformarea pe care o face Duhul Sfânt în urma pocăinței și credinței personale, dar eu cred că din capul oricului că l-am început să ți și astea, cu luare, kilograme, cu tare, tu zici, nu, 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 bun. ei, să zicem că Dumnezeu n-a pregătit nimic ce a spus faci chestia asta. Eu nu cred că numai astea sunt condițiile, că, spre exemplu, Dumnezeu poruncește bărbaților să-și iubească nevestele. Ce garanție am eu că o voi iubi mâine dacă nu o iubesc astăzi? Da. Adică eu aș putea spune, Doamne, dacă tot îmi zici că pe asta trebuie să o iubesc toată viața, apropo și când o să o văd nepieptănată, și dacă te ține Domnul până îi sare proteza din gură, știi? Ei e fain acum să iubești o fată tânără, mai ales cum vă plac vouă niște adolescente din astea frumoșele, care toate sunt frumoșele, chiar n-ai ce să le găsești defect. Așteaptă și tu să o vezi mai încolo, pe ce înseamnă, pe babuș, ca să pe... e sunt de trebuie, noi intrăm, mai vorbim și după. Dar am făcut istoria lungă. Deci, tu ai voie să alegi orice. Așa în viață te sfătuiești cu cineva sau ești deștept și le știi pe toate? Păi, te sfătuiești cu cineva? De obicei cu cine? Păi, depinde în ce context Nu, dar de obicei te, sfă, te sfătuiești cu unul de. mai slab decât tine la nivelul tău sau mai tare? Evident, mai tare Bun, vrei să cumperi o mașină te consulți cu un specialist în mașină, da? Ai zis că Dumnezeu s-ar pricepe un pic la căsătorie uh -huh. Cum ar fi o rugăciune de genul doamne? îți mulțumesc că îmi dai voie să aleg ce fată vreau din universul ăsta dacă e născută din nou. Apreciez lucrul acesta sincer, îți mulțumesc. Am o frământare. Îmi poți da un sfat. Așa, o opinie. Tu care o cunoști pe fată, mă cunoști și pe mine, cunoști viitorul, veșnicia, nu-ți promit că ascult. Știi, ca să fii onest cu Dumnezeu, eu nu-ți promit că o iau pe aia. Dar dacă așa ar fi după tine, cu cine mai vedea pe viitor? Crezi că ar răspunde Dumnezeu la astfel de rugăciune? Da. Păi nu, nu stai că aici, vezi, aici lucrăm un pic. Cât crezi că de, e de important în ochii lui Dumnezeu cariera ta? E destul de importantă. Prin deci că... dacă tu ceri călăuzire pentru carieră, ți-o dă Dumnezeu, da? Da. Dacă ai vrea să mergi într-o vacanță sau într-o tabără, și l-ai rugat pe Dumnezeu, Doamne, are rost să mă duc sau nu? Ți-ar răspunde Dumnezeu. Da. Sigur că doar Dumnezeu nu vrea să pierzi două săptămâni din viață sau ceva. la. Deci Dumnezeu ți-ar răspunde vis-a-vis -vis de sănătate, vis-a-vis -vis de prietenii, vis-a-vis -vis de carieră cu tare. Unde ar avea o problemă Dumnezeu când l-ai întreba pe cel mai important domeniu a vieții după mântuire, Doamne, dă-mi și mie un sfat cum să mă sori. Dumnezeu spune, auzi, descurcă-te singur că... <laughs> cred că adică sunt convins acum că ar răspunde și atunci eu nu zic să te duci pe teologia mea că Dumnezeu îți pregătește pe cineva pentru tine uh -huh. ce tu te pe sfatul meu practic sfătuiește-te cu Dumnezeu dacă vrei să-ți dau sfatul până la capăt, după ce spune Dumnezeu că tot am luat roșcata, uite bă, eu ți-aș da o pe roșcata, hai tu să-și dau, e sigur? Bă, eu o cunosc pe ea, o cunosc pe maică sau pe bunică, sau cunosc ce va face ea peste 20 de ani, cunosc dacă poate să aibă copii sau nu poate, cum o să fie ca mamă, cum o să cheltuie banii, știi că Dumnezeu le cam Și eu, din cât te cunosc pe tine și pe ea, eu zic să te duci pe chestia asta. Eu cum aș încheia, spune, doamne, așa mă bucur că mi-ai dat ideea asta, o să mă gândesc la chestia asta. Ți-am promis că nu ascult 100%. Nu știu cât timp aș sa să treacă și aș veni și a spune, doamne, vreau să spun ceva. Mă însor. <laughs> și stai să spun o chestie. Am luat o decizie de unul singur, dar bine, m-am documentat un pic, recunosc, deci m-am documentat un pic și am luat o decizie. Vrei să spun cu cine? Ia zi. Cu <laughs> Da, e alegerea ta. Corect. Da, da, da. Dar acum, ca să se liniștească, el așa. Ai preferință la culoare? Nu. nu? Deci orice culoare. Cu tine, simplu. Se, se vede, da, se vede că o, el la crescut în biserică. Păi nu știu, pocăit se cânta, nu se cânta la grupele de copii, Iisus pe copii iubește, roșu, negru, galben, alb, el iubește toți copiii de pe glob. Deci cu culoarea e ok, așa. Hai să mai zic una să văd dacă le recomand părinții o să se uite la emisiune sau nu A Poate fi și mai mare ca tine Da Da, mai matură Cu câți ani? Nu știu Nu vreau să zic aici, nu știu Bun, 2, 3, 10 Depinde și de ea ca și persoană că Da, da, da Anii Sunt relativ Bine, acum 10 Exagerat, dar Nu, da, n-am zis 12 Bun, <laughs> culoarea nu contează, anii nu contează da. Bănuți cum să stea acum? Nu m-aș lua după asta. Nu. Săracă, e ok. Bine, bogată sufletește. Da. Da, am înțeles. Nici nu m-am gândit așa departe încă, da? Bun, mai ai să-l întreb ceva. <laughs> încă nu, dar o să, o să, o să mai Bun, am. vă dau eu numele de nu telefon. Că a spus tot. să se întrebe pe ăștia care sunt mai mari ca mine și... Da, 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 da. Deci, <laughs> am zis. deci eu ți-am dat deja două teme de clasă. Vorbești cu părinții, un pic să vezi pentru ce se roagă ei. Ca dacă ei se roagă numai pentru, știu, una din Caucaz sau eu știu din China sau de unde se roagă, și tu vrei de oriunde, da, să le aplanați în timp. Cum e cu cariera? Cu cariera. Ajută să faci o școală, cred eu. Ajută. Ajută. Eu am făcut facultate de drept. Acum sunt în anul 4, am terminat. Ăștia de la drept pot începe cu stângul. Oh, liniște. <laughs> <laughs> nu, nu mă refeream la familie, dar asta e liniște. Cred că e important, înainte de orice, să ne gândim uh, care sunt aptitudinile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și dacă eu văd și îmi dau seama că poate pot să, zic și eu, să țin o discuție cu cineva, să mă contrazic cu cineva fără să fie probleme mari, poate mă pot gândi, ok, poate Dumnezeu ar avea ceva legat de mine în biserică și ar, avea și în afară, cum le-aș putea combina să fie mai bine. Bun, dar tu nu crezi în minuni? Cred și în minuni, absolut, dar cred că Dumnezeu și în logica nu lucrurilor. degeaba, să zicem, face pe mine să fiu un mare cântăreț, adică să am voce de când mic și toate alea și pune circunstanțele în viața mea în așa fel încât să ajung să cânt la pian, să zicem, după aceea să ajung să fiu într-o trupă de închinare. Nu, deci, cum mă gândeam, de ce nu ți ales cariera în fanfară? <laughs> Am primit niște indicii destul de clare Da, da, da. da că și m-am prins. Că... Dar tu, dacă domnul face minunea și devii cel mai bun trompetist, e ok, nu? Nu mă bag, nicio problemă. Până atunci termin cu avocatura, da. da avocatura, corect. Tobe. Da, cred că și în direcția asta ne putem roga, cum spuneați dumneavoastră. Și Dumnezeu, vrei carieră doar pentru bani sau chiar vrei să le îmbini să. Mai poate sună interesant de acum că am terminat patru ani de școală. Stau și mă gândesc bine dacă chiar îmi place ceea ce fac, dacă chiar asta vreau să fac toată viața mea, să stau într-un tribunal, să mă cert cu ceilalți, să stau la un birou între foi toată ziua. Încă nu știu sigur. Foarte Dar foarte ce te-a făcut interesant. atunci se duci în direcția asta? Mai din totdeauna mi-a plăcut limba română, mi-a plăcut istoria, geografia, mm -hmm. lucrurile astea care sunt din partea mai umană. Și asta a fost cred eu, așa, un fel de un impuls care m-a împins în direcția aceea, plus recunosc, eram deja împreună cu actuala mea soție și am zis, ok, ce-am de pierdut dacă mă duc la aceeași facultate ca așa? Mm. O să fie chiar mai bine Dragostea <laughs> se plătește? Se plătește Da, deci nu e gratis, numai dragostea lui Hristos pentru noi vine gratis, dar a fost plătită Acum, așa ca o mânghiere pentru tine, probabil știi că majoritatea studenților Sau o mare parte din studenți, mai devreme sau mai târziu, nu sunt mulțumiți cu ce au ales Important e să fii perseverent, termin facultatea asta, știi, ca să fie și pe placul nevestei, nu știu da. ce. Și probabil când o să încep să profesezi, o să-ți dai seama cum stau lucrurile. Cum stau lucrurile, da? Că deocamdată nu, e și un pic de teorie. Bun, dar nu. Ți-ai vedea viitorul apărând valori creștine? Apărând valori creștine 100%. Da, poate mai suntem de vorbă, nu se știe. Cred că da, cred că o să fie nevoie, din păcate, pe viitor, mai mult decât e nevoie acum. Din păcate sau din fericire, Scriptura se împlinește, da. vom intra într-o perioadă interesantă a Bisericii, adică am și intrat, și oameni pregătiți și dăruiți lui Dumnezeu, care să știe și valorile creștine da. și legile noastre, s-ar putea să fie un, un mare beneficiu pentru Biserica lui Hristos. Da. Probabil că asta o să fie modul prin care o să putem noi să ne facem datoria de a apăra. Da, dar sunt multe modalități. Deocamdată mai ai un pic de școală și apoi cum e cu cariera? Uh, eu mi-a mi plăcut informatica mult și Așa. știam deja din clasă. De ce nu ai ales ceva pe muzică? Dacă tot muzică, muzică, ce înțezi la conserva, serve, conservator? <laughs> Să știți că m-a bătut gândul. Da, da, e bine că te-au bătut numai o dată de două ori. <laughs> după, după ce am vorbit cu mai mulți oameni, le-am cerut sfatul, am decis până la urmă să... Ce -a, a spus cineva, uh, uh, fără scu, No offense, știi? Deci pentru cei care își câștigă existența din muzică, ți-a spus cineva că e greu de întreținut o familie din muzică în România? Da. ți au zis copile, fă tu asta să-ți câștigi o pâine și după asta, ca hobby, uh -huh. e bun sfat, da, da. Deci pentru, sunt unii excepție, pe ei îi apreciem, îi binecuvântăm în numele Domnului, dar altfel... Și eu votez pentru alegerea care da, e făcută. Și tot timpul mă gândeam care era mea să-mi permită să și slujesc. Adică să, să fie o legătură. Să-mi să permită să mă dezvolt și în slujire. Uh -huh. Și în biserică. Să nu-mi ocupe foarte mult timp sau să-mi țină mintea ocupată tot timpul acolo. Să-mi lase loc și pentru a mă dezvolta în biserică, în slujire. Te vezi tot pe muzică sau doar pe muzică? În biserică? Da. Sau, uh, Deocamdată da. Deocamdată da. Și atunci am, am decis să mă duc pe informatică, și cam acum asta studiez. Din punctul vostru de vedere, cât de important este muzica în biserică? Foarte importantă. A? Consider că e uneori prea importantă, în sensul că dacă închinarea e frumoasă, și oamenii sunt prezenți și se închină înainte de Dumnezeu cu toată inima lor, fac în așa fel încât să-și dea gândurile cumva la o parte. Când începe predica, e un teren extraordinar pe care se poate lucra. Dar dacă închinarea e un eșec total, facem lucrurile nasoale și pentru cel care îi la predică. Mi-a spui. <laughs> deci în... Ah, M-ați liniștit cu asta. Deci în biserica voastră, biserica de mâine, o să fie și cuvânt, nu? Absolut. Deși slujesc și mă, mă implic în, la laudă la și în în Biserică, totuși cred că cuvântul e mai important decât muzica. Chiar dacă eu cânt în biserică. Bun. Am ajuns la, la, la concluzia asta. Dacă eu aș vorbi în felul acesta cuvântul cântat și cuvântul vorbit, ați fi de acord cu mine? Absolut. Da. Deci, exact una din frământări, multe frământări, dar să știți că și noi. Vorbitori avem multe frământări. Una din frământările mele este cum să fiu sigur că vă transmit cuvântul lui Dumnezeu. Știu, doar cuvântul lui Dumnezeu are putere, doar Evanghelia schimbă, toate celelalte. Adică putem avea un timp să vă distrați, să vă placă, să-mi dați like-uri, nu știu ce, și să nu se întâmple nimic. Și poate să fie o chestie și mai nasoală din punctul vostru de vedere, dar să duceți acasă și ziceți, băi, nu mi-au plăcut cum mi-au prezentat asta, dar ăsta e adevăr, sunt derbedeu și trebuie să mă pocăiesc. Știi? Ei, dacă aș putea să fac chestia asta plăcut, atunci chiar mi-aș atinge scopul. Dar dacă nu, plăcut, neplăcut, eu tot adevărul lui Dumnezeu trebuie să-l transmit. Poate că frământarea voastră ar trebui să fie cum cântăm cuvântul lui Dumnezeu. Da. Cred că e problema zilor noastre și problema bisericii de mâine. Pentru că e destul de dificil să combini o muzică bună și frumoasă, calculată, toate lucrurile fiind la locul lor și în același timp să pui o teologie corectă. Adică, sincer. asta e întrebarea mea pentru voi, că eu teoretic ar trebui să știu răspunsul, printr-o muzică mai puțin spirituală, îmi puteți crea o atmosferă spirituală ca să dau un cuvânt duhovnicesc? Dificil. <laughs> nu, nu tare. Chestia asta altă. Pot niște oameni, firești, să cânte frumos o muzică duhovnicească? Frumos, da. Dar, nu, dar fără efect, adică fără putere. Da. Există un risc în direcția asta, dacă nu suntem atenți? Absolut. Cel puțin felul meu de a vedea lucrurile e cam așa. Eu fiind la închinare, transmit ceva prin faptul că sunt acolo. Dacă viața mea de acasă e o viață de rugăciune, o viață în care stau un cuvânt, o viață frumoasă în relația cu ceilalți și cu Dumnezeu, chiar dacă sunt la tobe și ceilalți îmi ochi, okay, ce poate să transmită el, cred că la nivel spiritual ceva se întâmplă și cred că pot să transmit ceva din viața pe care o trăiesc cu Dumnezeu. Și dacă se vorbește de o persoană care trăiește firește, și el transmite ceva. 100%. Deci putem vorbi despre mesajul cuvintelor, mesajul atitudinii, da. poate fi și o chestie la nivel de duhuri, Absolut. care s-ar putea uneori să fie neglijate în zilele noastre. Că până la urmă mă gândeam la ce spune Pavel, că atunci când veniți împreună, dacă oamenii vor descoperi că este prezent Dumnezeu în mijlocul vostru. Și interesant că poți găsi, să mergem la extremă, poți găsi o adunare foarte simplă și prezența și puterea lui Dumnezeu să fie acolo. Poți găsi o adunare super sofisticată, adică ultimele chestii în tehnologie în cutare și nu prea. Și idealul de nou, dacă le găsești pe amândouă. Să Ideal. folosești tot ce îți oferă societatea, tehnica, nu știu ce, să, te, să fii relevant, dar în așa fel să te închini prin cântare, prin cuvânt, prin celelalte, ca până la urmă Dumnezeu să fie cel onorat acolo și el să lucreze. Da. Dar chiar mă gândeam că când te pregătești pentru un program, știi că urmează să conduci laudă și creane sau să participi în grupul care face asta, munca cea mai importantă nu se depune în momentul în care tu repezi piesele și le pregătești, ci munca o trebuie să o depui în timpul săptămânii și în timpul tău, adică să te rogi și să te pregătești spiritual. Asta este, mie mi se pare mult mai important decât faptul că tu îți pregătești piesele să sune bine. Transmis ceea ce ești? Poftim? Transmiți ceea ce ești? Da. Da, da e, o, e o bătălie spirituală. E o bătălie spirituală pe care deseori poate că o neglijăm. Și este o frământare pentru noi, va fi o frământare pentru voi și este o frământare pentru voi cum păstrăm ce este bun, ce atrage prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu și îmbunătățim sau schimbăm ce ne încurcă, chiar dacă ne place. Da. da, chiar dacă ne place. Deci, cariera să fie totuși la dispoziția lui Dumnezeu, să te folosească Dumnezeu și acolo, pentru că nu suntem slujitorul lui doar în biserică. Da, eu m-am gândit la, la, la chestia asta. Eu am ales slujirea full-time pentru că o câștigat Dumnezeu în bătălie. Că nu m-aș fi gândit la chestia asta. Eu am avut alte vise dar a fost bine că am ascultat de Dumnezeu și acum mă mai gândesc la chestii de înainte, dar eu aș vrea așa cam povestea aia cu capra, varza și lupul cumva să le împac pe toate, cam nu am poveste cred că sunt, da? dar e mare lucru, mă gândeam la tineri care și -o aleg o carieră și vă spun de ce mă gândeam, pentru că au fost tineri care au venit la mine și au spus, frate, am terminat atâția ani de școală și acum am aflat că nu pot profesa ca asta, că trebuie să mă prind ăia, că nu știu ce, știi, că tare pe păi ce face Dumnezeu cu viața mea. Da, și atunci eu îndrăzneam și eu spuneam, stai să ne înțelegem, ai ales chestia asta ca aici te-a îndrumat Dumnezeu? Că dacă îmi spui da, spun, stai un pic, că poate în două săptămâni se rezolvă, unde e impacienta? Dacă Dumnezeu te-a adus aici, dacă spuneai, frate, pe am ales chestia asta cu vreo mama, bun, să te rezolve mama în continuare, sau cu tata când plătește numai aici, rezolvă cu tata în continuare să te mai plătească. Sau dacă ai ales-o pe motiv din asta, că aici e tare, aici e pe vală, aici se câștigă bani și acum s-a schimbat trendul lumii, știi, și nu mai ghinion, <laughs> te pocăiești și spui, da, îmi pare rău că n-am ascultat de tine și, da, măcar am învățat ceva în viață și te duci pe mâna lui Dumnezeu că El știe cum se schimbă lucrurile. Deci, cariera, sunteți pentru pregătire, așa, cum ar fi să fie oamenii lui Dumnezeu în cât mai multe poziții cheie în societate? Asta e unul dintre visele mele, da? ca excelența pe care o avem în viața noastră, ca oamenii de Dumnezeu, să se vadă și la nivelul societății. Amin, super. Deci Dumnezeu chiar are nevoie și te poate folosi oriunde. Absolut. Indiferent da? că e muzica din biserică, să fie excelentă, indiferent că e avocatură, indiferent că orice ar fi, să fie de așa excelență încât să ieșim în evidență. Bun, și ce ai zice dacă ar veni Marco? nu se pune problema să spună, păi eu. Pe păi cinstit, de acum n-ar rost. Eu mai mult de șapte nu pot. Păi, dacă n-ar putea mai mult de șapte, l-aș întreba, ai încercat și, și aș începe să-i spun lucrurile pe care le-am încercat eu ca să trec de nota șapte. Dacă uh -huh. am trecut de șapte. Da. Cred că asta ar fi. Ai, ai trecut de șapte. Ai trecut de șapte? A, trebui, <laughs> cel puțin de șapte ani de școală de la. Ce faci dacă la un moment dat îți dai seama că. Ai, îmi place, nu-i place, cam asta e nivelul meu. Probabil în prima fază m-aș întreba dacă decizia pe care am luat-o a fost în conformitate cu ce a ales Dumnezeu și probabil, nu știu, m-aș fr frământa puțin. Dar s-ar putea să fie și o perioadă prin care mă trece Dumnezeu. Sau poate credința mi-e pusă la încercare, știi. Doamne, tu m-ai pus aici, dar eu nu mă descurc. Și probabil Do Domnul vrea să mă jelefuiască, să învăț cum să mă încred în el și cu ajutorul lui să cresc. Da, eu am aici... Bun, până la urmă, Dumnezeu și din punct de vedere al capacității intelectuale ne-a creat diferiți și eu, excelența care ai spus tu, o înțeleg să trăiesc la potențialul meu maxim prezent. La oricum sunt de 10. Dar în același timp, mă gândesc și la ce spune el, că Dumnezeu chiar poate schimba dacă vreau anumite lucruri și am așa un caz în minte, dar e mai complex, nu dau detalii, în care cineva care chiar o ajuns să facă școli și niște medii super, știi? Și să o spus, frate, eu nu puteam memora. Și își băteau joc ăștia din biserică, știi? Că-s prăpădiți ăștia din biserică, deci să nu intrăm în prăpădiți, cum te bajocoresc ei, știi? Nu te bajocorește nimeni. Că nu eram în stare să învăț un versel, la talantul un negoț, știi? Și ce-a făcut mama ei? Înțeleaptă-o scăfată, nu te supăra, hai să ne plecăm noi pe genunchi, și să-i spunem Domnul Iisus Doamne, tu vezi că eu am o problemă cu chestia asta Ajută-mă și pe mine Ce tare Ce tare, dar ce i-a dat după asta Domnul, știi? Deci Dumnezeu chiar, chiar transformă oameni Și face minuni tot, tot mă gândesc, nu știu ce cuvinte să folosesc Sunt afară de minuni, că din punctul meu de vedere Dumnezeu nu face minuni De ce? Okay. Tot ce face el e normal <laughs> Adică mă înțelege în lumea lui, zic, a, Dumnezeu a făcut asta, ce minuni. Dumnezeu spune, nu, asta e normalitate, adică eu le fac într-o chestie normală, nu? dar n-ai cum să găsești alte. Deci Dumnezeu chiar, chiar, ne poate. Sau minunea cealaltă, dacă nu mă schimb așa, minunea este să arate Dumnezeu că printr-un copil de șapte, Poate face lucruri de 70 de ori câte șapte. No, da. Și atunci e o altă minune să, să demonstreze Dumnezeu de ce este El în stare în noi și prin noi. Deci, vis a -vis de carieră te-ai orientat, vis-a-vis -vis de credință ești ok, cu căsătoria în perspectivă, am înțeles, da? Mai lucrăm la listă, bei un ceai cu el și unul cu părinții, rezolvat. Deci, la tine ce? pentru Că mă gândesc ce să ne rugăm pentru voi. Deci, la el ne rugăm cu căsătoria și nu știu ce, la tine cu carieră sau...? Păi la mine cred că deciziile care urmează să vină până la urmă, după ce te căsătorești și termini o școală, cred că încep deciziile alea care aduc consecințe chiar mai mari decât deciziile care au fost până la vârsta asta. Uh -huh. Și cred că înțelepciune și capacitatea de a vedea lucrurile într-un mod și într-o perspectivă cât mai... Divină. Adică dacă mie îmi place, știu eu, să iau puternic la stânga și Dumnezeu îi place puternic la dreapta, să fiu capabil să mă uit la stânga mea și să zic că nu-i bine și mm -hmm. să încep să mă îndrept către dreapta. Hai să-i dau un pic de lucru, știi, așa, că dacă totul -o și-a -o făcut timp să vin aici să mă, de mă, de să mă salveze. Dacă ar fi nevastă ta aici, da. ce-ar spune frumos despre tine? Vedeți, o să-l da. Păi, sigur, să uită Stai așa seama. Eu de ce o bag acum pe încheiere, ca după ce închem, noi să continui? Și ar spune frumos despre mine: Că o iubesc. Asta e bine, da. Asta e bine. Și probabil că ar spune că mă străduiesc să Îl iubesc și pe Dumnezeu cât mai bine. Super. Probabil. Totuși am fost drăguț, n-am întrebat altceva. <laughs> ce spune, Mulțumesc. E da. în tot speranța. Da. Marcos, în ideea că cineva s-ar ruga pentru tine. Dacă zice, bă, copilul ăsta a venit aici, a încercat să ne zică, nu știu ce, așa cu inima deschisă, hai să fac o rugăciune pentru el, ce ai vrea să se roage? Gândește că se roagă o singură dată în viață. Deci numai dacă e o fată care îi place de tine, aia s-ar putea să se roage, dar nu se roagă ce zici tu, aia se roagă ce vrea. Dar altfel șansa este că acum, când se termine emisiunea, să spună trei cuvinte despre tine și să uite. Da. Dacă acum s-ar ruga cineva pentru mine, s-ar putea ruga ca Domnul să-mi dea mai mult curaj în slujire. Așa. Deci, chiar de multe ori mă gândeam dacă eu aș fi avut mai mult curaj, aș fi putut să fac lucruri mult mai mari. Și chiar îmi pare rău că n-am avut curaj la, la momentul potrivit. Și chiar, chiar simt nevoia asta de curaj. Și Domnul nu ne-a făcut să fim fricoși, și chiar curajul vine de la El și. Ar fi binevenit. Bun, super, curaj. La toți ne trebuie, stai liniștit. deci nu. Ok, este așa. Ai încurajat pe cineva să se integreze într-un grup de slujire în biserică? Da, evident. E ușor? Nu. <laughs> nu e ușor, Nu e ușor, dar chiar dacă nu e ușor, te formează ca și, ca și om, ca și slujitor și te învață foarte multe lucruri pe care le poți folosi în viața de zi cu zi înveți să lucrezi cu oamenii, cum să te relaționezi cu ei, cum să rezolvi conflicte. Te învață multe lucruri. Să știi că asta te ajută și pentru viața de familie. Da. <laughs> că dacă într-un turneu știi să te porți cu fetele, cu nu știu ce, să rapzi băieții, după asta zici, băi, nu mai am de răbdat 14, numai una, deci eu, scuzați da, ne... da, am vrut să... Există speranță, da, există speranță, pentru că Dumnezeu este bun și este bun față de toți. Este bun pentru că El este bun, nu trebuie să se forțeze să fie bun și ne iubește, nu pentru că am meritat noi, ne iubește pentru că a ales, vrea să ne dea șansă și aici pentru viața de pe pământ și pentru veșnicie. Așa că hai să le repet, măcar eu să le țin minte, dacă vorbim de credință. Acum toți care v-ați uitat un pic în Sfânta Scriptură știți că fără credință este cu neputință, adică este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și când vorbesc despre credință, haideți să vă lămuresc un pic, dacă pot, așa, varianta scurtă. Odată vorbim de credința în Cuvântul lui Dumnezeu, să cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și îmi spune adevărul și apoi vorbesc de credința în Isus Hristos ca soluția lui Dumnezeu, care vine din cuvânt. Deci atât accept, cred că acest cuvânt, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu și apoi în baza acestui cuvânt cred că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele, a înviat și toate acestea le-a făcut în locul meu, ca eu să am o relație cu Tatăl. Da? Deci credința, apropo, poate fi autentică sau falsă, dacă vrei să știi cât de adevărată este credința, verifică-ți-o prin fapte, pentru că faptele îți vor spune ce fel de credință ai, dacă ai o credință moartă sau vie. Dacă ești credincios, din nou verifică-ți faptele și vezi dacă ai crescut în credință. Și ucenicii nu au spus, Doamne, mărește-ne credința, trebuie să ne maturizăm. Credința trebuie să fie întemeiată pe scriptură să fie mereu un Domnul Iisus Hristos. Când este vorba de carieră, încerca să nu separați lucrurile. Asta este spirituală, asta este pământească, pentru că noi suntem robii lui Hristos, iubiții lui Hristos, slujitorii lui Hristos în toate domeniile vieții și frământarea voastră ca tine ar trebui să fie, Doamne, în ce domeniu al vieții aici pe pământ vrei să te slujești? Și dacă Dumnezeu vrea să te facă cel mai bun medic, cel mai bun neurochirurg, hai să o spun și pe asta, dacă Dumnezeu vrea să te facă cel mai bun zootehnist sau cel mai bun măturător, asta să o pricep din partea lui Dumnezeu și să pot spune mâine conștiinței tale, copiilor tăi și celorlalți, puteam să fiu altceva, dar sunt aici pentru că aici m-a vrut Dumnezeu să slujesc nu înțeleg poate 100% de ce, dar vreau să-i fiu credincios lui Dumnezeu și el le schimbă în viață cum vrea, poți să începi foarte de jos și apoi să ajungi foarte sus. Da? Când este vorba de căsătorie, și aici fiți liniștiți, Dumnezeu ne iubește și în momentul în care vrem să ne căsătorim și dacă planul lui Dumnezeu nu este pentru tine să rămâi în singularitate, să rămâi așa, să fie o excepție și să-l slujești pe el la modul individual, atunci a fi liniștit că Dumnezeu care te iubește îți pregătește, îți va da lumina necesară. Deci dacă n-ai priceput până acum, înseamnă că n-a sosit să stai liniștit, mai ocupă-te de carieră, mai ocupă-te de credință, ca apoi vine și căsătoria. Până la urmă, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu mereu prezent și un Dumnezeu mereu credincios. Sper că știu eu, câtuși de puțin v-am folosit și în seara asta, adică, nu, ați văzut că am întrerupt pe ei de mai multe ori asta, ca să vă supărați, voi să spuneți, de ce nu îi lasă să vorbească, că trebuie să vorbească el, uite ce frumos vorbeau ei. Păi tocmai de asta, când v-am supărat un pic, v-am câștigat de nou atenția și ați ascultat pe ei. Deci nu uitați să vă rugați pentru ei, să fie binecuvântați de Dumnezeu, să fie o binecuvântare și... În timp ce vă rugați pentru ei, puteți încheia, Doamne, binecuvântă pe ei cât mai mult, ai milă și de mine, pe măsura bunătății tale. Și pentru că sunteți și veți fi binecuvântați. Dacă vreți să continue binecuvântările, nu vă opriți doar la viața voastră. În timp ce sunteți binecuvântați, lăsați-L pe Dumnezeu să vă folosească pentru binecuvântarea altora. Este o bucurie extraordinar de mare. Să aveți cât mai curând, să aveți din plin și încă o dată să rămânem toți sub binecuvântarea lui Dumnezeu.